La 2 ani de la dispariția sa, pictorul Ion Brodeală poate fi regăsit astăzi într-o expoziție retrospectivă ce se desfășoară la sala Constantin Brâncuș de la Palatul Parlamentului. Ion Brodeală s-a născut la 8 iulie 1924 în Bogdănești, județul Vâlcea, și nimeni nu s-a gândit că un fiu de țăran ar putea ajunge să studieze artele plastice în București. Atunci când a fost descoperit de George Tomaziu, un nepot al maestrului George Enescu, Ion Brodeală desena cu spontaneitate stâna satului văzută de pe un deal, câinii ciobănești, pe mama sa, universul care îi era familiar și care îl înconjura. Încurajat de George Tomaziu, vine la București și studiază artele plastice cu Adam Bălțatu, Catul Bogdan, iar diploma o susține cu Alexandru Ciucurencu. Ne aflăm în expoziția retrospectivă Ion Brodeală, o expoziție specială, un artist care acum are șansa de a fi redescoperit, pentru că după 34 de ani, în sfârșit, se organizează o nouă retrospectivă a operei sale. Este un artist, un pictor care a expus puțin, nu a ieșit foarte mult pe Simeze, tocmai de aceea el este astăzi o revelație. Arta sa este specială, se raportează mai mult la valorile clasicismului, la valorile marii școli românești de pictură. El a fost un admirator al unor mari artiști precum Corneliu Baba, care l-au și influențat puțin. El i-a iubit, i-a cunoscut și arta lui reflectă foarte bine toate aceste influențe. Este vorba de Andreescu și școala de la Barbizon, pe care a iubit-o foarte mult, Ștefan Luchian, și vom vedea că are foarte multe flori în această expoziție, Petrașcu și, în general, marii maestri ai artei românești. Expoziția artistului plastic Ion Brodeală înfățișează astăzi temele importante, influențele de pictură ale școlii clasice românești și, într-un fel, povestea vieții sale. Artistul s-a stins în 2015, acum 2 ani, și această expoziție vine, de fapt, să îi reflecte opera pe care el a creat-o de-a lungul întregii vieți. Pe Simeza, astăzi putem admira lucrări, spunem noi, excepționale și o revelație, repet acest lucru, pentru că artistul nu a mai fost văzut de foarte multă vreme în expozițiile organizate în București sau chiar în alte orașe. Rafinamentul și sensibilitatea pictorului Ion Brodeală se exprimă pregnant în opera sa de maturitate, mai ales în naturile statice cu flori. Seria nuferilor albi, a trandafirilor albi, a lalelelor sau a macilor sunt construite într-o compoziție plină de seducție, susținând un întreg univers de trăiri în starea cea mai pură. Ion Brodeală este un artist de o sensibilitate extraordinară, asta se vede și în lucrările sale. A fost o fire mai retrasă, mai introvertită, care îi plăcea liniștea casei, a căminului. De asta nici nu a avut această tendință de a ieși foarte mult în atenția publicului. Pentru el, arta, creația reprezenta o formă de exprimare personală, o modalitate de un rafinament excepțional de a te exprima artistic, pe care o făcea foarte mult în interior sau legat mai mult de viața sa spirituală. Tocmai de aceea el n-a apărut foarte mult pe Simeze. Thank you.
Din anul 1965, Ion Brodeală începe o nouă experiență artistică, lucrând compoziții pentru panouri decorative în sticlă colorată, gen vitraliu. A mai fost un motiv foarte important și care a încununat o carieră artistică excepțională, faptul că a realizat vitrarile Catedralei Sfântul Iosif din București. O performanță excepțională, având în vedere că el era de religie ortodoxă, totuși a fost acceptat să realizeze vitralii de o valoare excepțională a unei catedrale într-o mare capitală europeană. Noutatea pe care el a adus-o este faptul că a reușit să îngemăneze, să lege cumva tradiția catolică de realizare a vitralilor cu motive din arta populară românească și chiar din iconografia ortodoxă. Ion Brodeală și-a dorit să realizeze și vitralii, deci tehnica de realizare l-a pasionat foarte mult. A făcut călătorii de studii în Franța, în Germania, în Italia, pentru a se documenta, pentru că tehnica de ardere a sticlei era foarte complicată. Riscurile, să spunem, legate de modul în care se realizau aceste vitralii era foarte complicată. El a ținut să facă nu numai desenele pentru biserică, deci pentru vitralii, ci a urmărit tot procesul de realizare, tot procesul tehnologic, inclusiv arderea sticlelor, unde povestește că a avut mari emoții pentru că trebuia temperatura dozată perfect ca ele să nu se deterioreze. Deci această pasiune extraordinară pe care a investit-o în alt tip de artă decât, să spunem, decât pictura, arată oarecum deschiderea lui, în general, spre o artă mult mai complexă decât poate apare chiar aici pe simeză. Deci o înțelegere a altei într-un sens mult mai larg. Ion Brodeală a fost un maestru al picturii, a devenit un maestru al vitraliului prin aceste lucrări excepționale pe care le-a creat. Are lucrări foarte frumoase de artă grafică și a realizat și proiecte pentru monumente, dintre care cel mai important este un proiect pentru un monument al Unirii, care urma să fie proiectat pentru Alba Iulia, în care apar figuri de domnitori români. A desenat cu foarte multă pasiune acest monument. Urma să găsească un sculptor care să pună în practică acest extraordinar proiect al său. Din păcate, a rămas nefinalizat. Portretul va rămâne un gen iubit de Ion Brodeală, realizând în compoziții grafice delicate portretele fiicei sale, Irina, sau a prietenelor acesteia. Artistul Ion Brodeală a luptat în al doilea război mondial, a fost rănit, tinerețea sa a fost marcată de acest lucru. Totuși, el manifesta de foarte tânăr un interes extraordinar pentru artă, pentru arta plastică. Îi plăcea să deseneze și, deși era într-un sat uitat al Olteniei, el desena în continuu. A venit la București, el se regăsește artistic în generația anilor 50, care a fost puternic influențată de maniera de a picta lui Corneliu Baba, un artist extraordinar care se afirma atunci și care a atras sau prin maniera sa de a picta a influențat foarte mulți artiști ai epocii. Ion Brodeală a pictat în maniera lui Baba portrete excepționale pe care le vedem chiar aici lângă noi și în care subtilitatea psihologică, finețea extraordinară prin care redă aceste personaje,
executate pe un fond plat, dar în care fizionomia se vede foarte bine conturată. Le dau un farmec aparte și aduc ceva din extraordinara manieră de a vedea arta artiștilor din generația 50. Chiar în spatele meu este autoportretul pe care artistul și l-a realizat. Soția sa, în general membrii ai familiei, prieteni care veneau, fiica sa Irina, care a fost un copil extrem de talentat, din păcate stinsă destul de repede, dar un copil extrem de talentat și a fost absolventa Universității de Arte din București, secția de monumentală. Și în expoziție chiar sunt câteva lucrări ale ei, foarte frumoase, din păcate talentul ei nu s-a putut dezvolta datorită dispariției ei premature. Ion Brodeală s-a înconjurat totdeauna de tineri, încercând să-i ajute să-și descopere la rândul lor vocația plastică. Pictorul Ion Brodeală a iubit marii maestri ai picturii românești, a fost influențat sau s-a regăsit cumva artistic în maestri precum Paladi, Lucian, Petrașcu. L-a iubit foarte mult pe Andreescu și în general școala de la Barbizon și această influență se vede mai ales în extraordinarele sale peisaje. Dar în Naturile moarte cu flori se vede influența, de exemplu, a lui Paladi, uneori a lui Petrașcu, dar nu îi copiază acei mari maestri, ci transfigurează toată această influență într-o nouă manieră de a picta, o manieră personală, o manieră pe care eu aș numi-o în stilul marii arte românești și, într-adevăr, el s-a influențat, a fost influențat de marii maestri ai artei românești și astăzi putem să spunem că și el este un maestru care a iubit clasicitatea artei autohtone, s-a inspirat din ea și a creat opere care l-au reprezentat și care vorbesc foarte frumos despre școala românească de pictură.